Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Muzeul de istorie din Onești îi așteaptă pe cei mici, dar și pe cei mari. Curs festiv al absolvenților Universității Vasile Alexandri Bacău. Codurile roșii și portocalii țin în alertă autoritățile. Odată cu vacanța mare, Muzeul de Istorie din Onești s-a pregătit să îi întâmpine pe cei mici, dar și pe cei mari și să-i poarte în fascinanta călătorie în istorie. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Care ar fi programul la muzeu în perioada de vară? Pentru că, iată, vacanța de vară bate la ușă și, cu siguranță, și muzeul poate fi un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber. Programul pe perioada verii este același ca și în timpul anului, adică de luni până vineri, de la ora 8 la ora 16. Cu ce ne întâmpinați aici la muzeu? Cu tot felul de exponate care, mă rog, reflectă istoria locală. În acest moment ne aflăm în sala care prezintă Paleoliticul, Neoliticul și Eneoliticul, adică vorbim despre perioada preistorică. Avem doar câteva exponate din Paleolitic și mai ales din Paleoliticul Superior și acestea constau în fragmente de femur de mamut, de elefant primigenius. Avem câteva unelte folosite în acea perioadă, pentru că ar trebui să menționăm faptul că în acea perioadă oamenii își luau cele necesare traiului din natură. Vânătoare, pescuit, culegeau rădăcini, prindeau insecte, culegeau tot felul de tuberculi și în special cu culesul se ocupau femeile. Vorbește foarte mult în acea perioadă despre matriarhat, adică femeia era importantă în cadrul unei comunități paleolitice. Bine, femeia fiind centrul universului, dătătoare de viață. Sigur că da, cu atât mai mult cu cât în acea perioadă vorbim despre cultul fertilității și al fecundității. Femeia era întruchipată prin idoli antropomorfi și nu o să vedem niciodată idoli antropomorfi masculini în acea perioadă. De asemenea, găsim și aici în cadrul muzeului astfel de idol. Sigur, avem în vitrina din penultima vitrină avem câțiva idoli antropomorfi feminini. Avem de asemenea idoli zoomorfi. Găsiți în zona Gura Văii. De asemenea, tot specific acelei perioade este faptul că oamenii erau organizați cumva în niște grupuri mai mici, adică grupurile erau formate din câteva familii, iar bărbații erau cei care mergeau la vânătoare. Vânătoarea se realiza cu ajutorul unor fragmente din silex, foarte bine ascuțite, iar ca alte unelte litice erau folosite racloarele sau răzuitoarele, care erau folosite pentru îndepărtarea pielii de carnea pe care apoi o introduceau în alimentație. Pielea mai era folosită de asemenea și drept acoperiș, pentru că oamenii trăiau în acea perioadă în mod deosebit în peșteri, dar trăiau și în aer liber, în sub cerul liber, în momentul în care vremea le permitea acest lucru. Și atunci improvizau niște corturi din patru pari înfipți în pământ sau din oase lungi ale animalelor sau din colți mai lungi. Alte cuvinte, erau o societate foarte bine structurată, organizată, care încerca să-și desfășoare viața în cât de bune condiții. Nu era chiar foarte bine organizată, pentru că organizarea începe mai târziu, în epoca bronzului. Însă încearcă cumva să se adapteze condițiilor și să facă față tuturor problemelor care se iveau în acea perioadă. Tot în acea perioadă vorbim despre apariția focului.
folosesc focul care apare și necontrolat. Sale. Sigur că da. Ulterior, în neolitic, începe să apară focul controlat, adică încep să controleze focul, încep să-și gătească propriile alimente și începe să apară ceramica de cucuteni, adică vasele din lut în care ei deja încep să-și pună alimentele. Încep să mănânce civilizat, nu mai mănâncă cu mânuțele și găsim în aceste vitrine, iată, și linguri din neolitic, făcute din lut. Cu alte cuvinte, societatea a evoluat, dacă să zicem la început erau așa, spuneați dumneavoastră, ușor neorganizați, dar încercau să se organizeze, ușor, ușor călătorim și iată că ajungem în perioada în care lucrurile se așează. Sigur că da, pentru că în paleolitic, de exemplu, pentru că exploatarea solului era mai mult de suprafață, ei sunt mai mult nomazi. Începând cu neoliticul, încep deja să se statornicească într-un loc, să se stabilească și încep să-și construiască propriile case. Deci iată că din neolitic dat casele, construcția acestor case și era realizată din, tot așa, din pari înfipți în pământ, între ei împletituri din nuiele cu strat de lut deasupra. În zona Oneștiului și zona adiacentă Oneștiului, în imediata vecinătate, sunt foarte multe așezări de genul acesta. Haideți un pic să călătorim împreună, așa facem un tur imaginar, în localitățile în care au fost descoperite obiectele, pentru că pare incredibil, dar chiar la doi pași de noi, istoria încă se scrie. Așa este. O descoperim. Așa este. Și la noi primele informații despre existența unor iată exponate datând din perioada paleoliticului datează din 1871, când câțiva învățători au răspuns unui sondaj, unui chestionar realizat de Alexandru Odobescu și au menționat că în zona Oneștiului există aproximativ 590 de resturi datând din ceramică, osteolitice, deci litice, unelte litice, deci tot felul de exponate datând, iată, din paleolitic. Nominalizăm și localitățile de Târgu Onești. Sigur că da, Târgu Ocna, Gura Văii, Slobozia, avem de asemenea Borzești, la Gura Văii Motocești, Târgu Trotuș. Târgu Trotuș, sigur că da, Bogdănești, cu Todoscanu, grădina lui Ion Bostan, Oituz, de altfel la Oituz și la Târgu la Oituș și la Bogdănești am avut două zăcăminte de sare și am mai avut două aflorimente la Tuta și la Bogdănești. În alte cuvinte, și sarea era un element extrem de important în civilizația, în evoluția sau în hrana civilizației antice și când ne referim la civilizația antică, mă refer la carpi liberi. Da, și este demn de menționat faptul că au început exploatarea sării încă din Paleoliticul Superior, când au început deja să-și conserve alimentele, iată, în saramură, sigur că da, sănătate. Sigur că da. Și de asemenea făceau și comerț cu sarea, pentru că începeau să facă saramură, pe care apoi o depozitau în niște vase numite brichetaj, niște vase mici, care îi ajutau pe ei în transportul sării pentru a face comerț, iată, troc, de fapt, cu acest mineral. Cu alte cuvinte, carpii, înaintași și noștri au știut ce înseamnă sarea, beneficiile ei și au știut să și folosească. Sigur că da, dar despre carpi o să vorbim deja când ajungem la epoca migrațiilor, așa, pentru că iată și în această perioadă în vasele de provizii oamenii din acea perioadă foloseau sarea, iată, pentru a conserva în special carnea. Se știe faptul că încă de prin neolitic, dinainte de retragerea calotelor glaciare, marile mamifere s-au retras și ele odată cu această calotă, iar oamenii și animalele rămase în această zonă au încercat să adapteze noilor condiții. Ca atare, iată că oamenii încep să nu mai mănânce atât de masiv carne, deși este recunoscut faptul că în acea perioadă oamenii, majoritatea, dacă nu chiar toți, erau omnivori, așa, iar și se adaptează foarte mult și consumului de cereale. Iată că odată cu trecerea timpului au evoluat și condițiile climatice, așa cum a spus dumneavoastră, dar au evoluat și ustensilele din bucătărie și deja sunt mai evoluate.
Sigur că da. Cei care ne vizitează muzeul se pot bucura de un polonic din perioada neolitică și acest polonic este foarte bine restaurat și chiar reflectă acea perioadă. Plin încărcat de motive, de culoare și de frumusețe. Sigur că da, cu atât mai mult cu cât este din perioada de sfârșit a neoliticului, când deja oamenii încep să-și dezvolte simțul estetic și cam toate vasele încep să aibă tot felul de modele, tot felul de modele geometrice, tot felul de flori, tot modele felul de solare, curbe, sigur că da, sigur. Deci, cu alte cuvinte, s-a simțit deja nu doar în prezentarea și conservarea mâncării, dar avem nevoie și de frumos în farfurie. Sigur că da, pentru că încep să realizeze că, de fapt, și ceea ce văd în farfurie le bucură ochiul, nu doar papilele gustative. Așa da. Este. Foarte multe elemente aici în cadrul muzeului de la Onești. Care ar fi, să zicem, în opinia dumneavoastră, cel mai interesant element pe care îl aveți și care ne invitați să-l vizionăm, să-l vedem? Sincer, mi este foarte greu să spun acest lucru pentru că toate sunt interesante, toate au fiecare povestea lui, fiecare exponat are povestea lui și este destul de dificil de menționat unul anume. Pentru că fiecare exponat se referă la o anumită activitate domestică pe care o realizează sau, știu eu, la o anumită activitate de producere a hrănii sau... Deci mi este foarte dificil de menționat ceva anume. Deci, cu alte cuvinte, toate sunt foarte... Toate sunt, sigur că da. Toate sunt și merită toate vizionate. Cu siguranță ar putea fi o modalitate frumoasă de a petrece timpul liber împreună cu cei mici și cei mai mari, bineînțeles, și să descopere istoria. Sigur că da. Deci cei pasionați de istorie și nu numai pot veni și la muzeul nostru și pot descoperi aici o fărâmă de istorie. Muzeul de istorie din Onești a fost înființat în 1962. În colecția muzeului sunt exponate de arheologie și istorie locală, unelte din silex și corn de la Târgu Ocna, materiale arheologice descoperite la Borzești, Căbești, Cutinaș, Guravăi, Bogdănești, Vișoara, vestigii medievale de la Târgu Trotuș, colecție numismatică, colecție de obiecte neolitice, aparținând culturii cucuteni, dar și multe altele. Moment de bucurie, dar și de tristețe în același timp pentru absolvenții Universității Vasile Alexandri Bacău. Marți 20 iunie a avut loc marșul absolvenților, dar și cursul festiv. A fost un moment emoționant deopotrivă pentru absolvenți, dar și pentru cadrele didactice. Este o zi specială pentru Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Astăzi, după cum vedeți, defilează a 60 de promoție de absolvenți. Pentru ei... Este o încântare, pentru noi este o încântare și o tristețe. O încântare că au absolvit, sunt tineri frumoși și se bucură de acest eveniment. Tristețe că ne dăm seama că au mai trecut un an din viața noastră. Dar bucuria lor ne face să ne reîncărcăm bateriile și să mai începem un nou an universitar. Emoții multe și pentru ei și pentru cadrele didactice, de ce nu? Da, sunt emoții multe, fiind a 60-a promoție. Și mai ales că mulți dintre ei vin din pandemie, sunt generații care au fost 50-50, adică 2 ani pandemie, 2 ani în fizic și îi așteaptă o provocare pe piața muncii. Cu ce gânduri, cu ce le transmiteți acum în ultima zi, în ziua în care absolvă? Succes la examenele de finalizare. Joburi cât mai bune, sănătate, familiei și copii cât mai frumoși. Pentru generațiile care vor veni, cum i-ați atrage? Pentru că până la urmă se predă ștafeta, nu? Vor veni și bobocei. Da, pentru generațiile următoare căutăm să ne digitalizăm din ce în ce mai mult. Acum suntem în implementarea unui sistem de predare în metavers. Vom folosi mai mult realitatea virtuală, realitatea augmentată, deci încercăm să ne apropiem cumva de studenți. Devizia noastră este aproape de studenți. Este o zi încărcată de semnificație, atât pentru noi profesorii, cât și pentru absolvenții noștri. Ne bucurăm că avem un număr de 2050 de absolvenți, este o sumă rotundă și pentru că este a 60-a promoție a Universității Vasile Alexandri din Bacău. Acești absolvenți cumulează programe de studii universitare de licență, programe de conversie profesională, studii universitare de master, doctorat și anul pregătitor pentru limba română.
Ne bucurăm că putem să-i sărbătorim într-un cadru festiv, pentru că este o generație care a prins și 2 ani de pandemie și pentru ei este chiar o sărbătoare. Am încercat să îi încurajăm, să îi motivăm să realizeze, este opera lor împreună cu cea a colegilor de la Liga Studențească care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Pentru viitorii noștri studenți, pentru tinerii liceeni care poate iau în considerare să aleagă Universitatea Vasile Alexandru din Bacău, le spunem că Universitatea îi așteaptă cu o ofertă educațională atractivă. Cele 5 facultăți oferă 36 de programe universitare de licență, 24 de master și 3 programe de doctorat. Acoperim întreaga, să spunem, arie a angajatorilor din regiunea Nord-Est. Mulțumim partenerilor noștri din mediul socioeconomic, cultural și sportiv, care ne sprijină cu fiecare ocazie în care universitatea are nevoie. Sunt partenerii noștri și le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru universitate și pentru studenți. La mulți ani tuturor, nu? Da, la mulți ani. Vivat, floreat, crescat, Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Așadar, marți, de la primele ore ale dimineții, absolvenții au defilat prin centrul Bacăului, după care și-au dat întâlnire cu toții la Teatrul de Vară Radu Beligan din Bacău, începând cu ora 11. Cu ce gânduri în această zi? Emoții foarte multe, dar mă bucur că am reușit să adun experiențe și mai ales trăiri și prietenii. Am legat prietenii foarte frumoase alături de colegii mei pe parcursul acestor ani. Eu am absolvit, urmează de fapt să absolvez examenul de masterat. La ce facultate? La Facultatea de Litere. Ah, felicitări! Cum a fost? A fost o experiență foarte frumoasă, chiar dacă poate uneori a fost cu urcușuri și coborâșuri, a fost rodnică, m-a ajutat să devin omul de acum, da, să fiu omul de succes, aș spune eu, pe care l-a clădit facultatea de-a lungul anilor. Sunteți generația care a prins atât în fizic cât și în online. Vă considerați un pic mai săraci pentru că n-ați avut toți anii în fizic? Nu, nici de cum. Pot spune că cumva ne-a încurajat și ne-a motivat, ne-a ambiționat să învățăm, să adunăm informații indiferent de situații și de circunstanțe. Dacă ar fi să cataloghezi într-o singură frază cum au fost anii de facultate? Nemaipomeniți. Cum a fost, să zicem, cum au fost cei ani de facultate, ca ar fi să-i rezumi într-o frază? Au fost frumoși, păcat că au fost întrerupți de cei 2 ani de pandemie, dar în schimb au fost colegi, multe activități frumoase și păcat că se termină. Ca orice lucru bun, la un moment dat totul se termină. Ce ai recomandat tinerilor care vor să vină aici? În primul rând să nu se lase, să învețe pentru visurile lor și să-și facă o carieră oriunde, dar să aibă măcar ceva studii, pentru că în ziua de azi, fără studii, nu ești nimic. Tu ce ai absolvit? Inginerie mecanică cu specializare echipamente pentru procese industriale. A fost greu? Puțin, la început. Acomodarea? Foarte repede, adică datorită colectivului din grupa mea și a celorlalți colegi și domn profesor a fost foarte rapid. Ok, un mesaj pentru colegii tăi, dar și pentru tine până la urmă. Ce-ți dorești? Ce vă doriți pentru acum încolo? Pentru că s-a încheiat o etapă și urmează o nouă etapă. Să terminăm cu bine și studiile astea de licență și apoi să ne găsim un loc unde să ne așezăm aici și să nu plecăm departe de cei dragi și să nu ne fie greu. Să învățați pentru voi și nu pentru alții. Autoritățile au rămas în alertă. Codurile roșii și portocaliu, ce anunțau inundațiile, au făcut ca autoritățile să rămână vigilente. De altfel, ministrul mediului, băcăuanul Mircea Fechet, a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență ca urmare a rapoartelor transmise de specialiști. Am convocat la prima oră o ședință extraordinară a Comitetului pentru Situații de Urgență. Am avut discuții cu toți factorii reprezentativi, fie că vorbim de ANM, fie că vorbim de INHGA, de administrațiile bazinale, de Apele Române și așa mai departe. Am fost informat în legătură cu evoluția situației. Din păcate, deși ne aflăm într-o evoluție hidrometeorologică oarecum favorabilă, avem în istoria emiterii acestor coduri pentru prima oară situația în care
sunt foarte multe coduri roșii pe același județ, pe aceeași zonă, în interval lung, de mai mult de 7 zile, ca urmare a precipitațiilor succesive, lucru care ne îngrijorează. De asemenea, din păcate, avem alerte acum și pentru partea de est a țării, dacă până acum am avut coduri portocalii și roșii cu precădere pentru partea de vest. Am solicitat colegilor de la Apele Române mobilizare maximă. Am discutat mai devreme inclusiv cu reprezentanții administrației bazinale Siret, având în vedere noutatea situației din partea de est. Suntem în monitorizare continuă, sunt în dialog cu colegii mei și sperăm să depășim cu bine această perioadă, în sensul în care să nu avem pierderi de vieți omenești. Voi convoca din nou un comitet ministerial pentru situații de urgență și am rugat să fiu în timp real ținut la curent. Un echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maior Constantin Nenea al județului Bacău va participa la etapa zonală a competiției naționale de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat. Evenimentul se va desfășura în perioada 20-21 iunie, fiind organizată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț. Lotul reprezentativ al ISU Bacău se va întrece alături de colegii de la celelalte inspectorate județene pentru situații de urgență din regiunea Moldovei, respectiv Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, într-o competiție menită să testeze rapiditatea, profesionalismul și strategia pentru rezolvarea unor scenarii de accidente rutiere cu victime, dar și alte situații care pot duce la rănirea gravă a persoanelor. Participanții vor parcurge 2 probe, respectiv descarcerarea din vehicule și acordarea primului ajutor calificat. Toate loturile reprezentative vor folosi accesorii și materiale care îndeplinesc aceleași caracteristici tehnico-constructive puse la dispoziție de către organizator. Competiția are drept scop îmbunătățirea pregătirii în domeniile prezentate anterior, precum și schimbul de bune practici în privința strategiilor de reducere a numărului de victime rezultate în urma accidentelor rutiere. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Maior Constantin Ene, le transmite succes tuturor participanților. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 22 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Vineri 23 iunie, cerul se menține parțial înnorat. Maxima zilei trece de valori de 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.